Și în dimineața aceasta vom citi din Exodul, capitolul 2, începând de la versetul 11 până la versetul 15. Exodul, capitolul 2, versetul 11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui, S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva e de gând să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Amin. Să ocupăm locurile. Aș vrea să ne îndreptăm atenția în această dimineață spre lecția aceasta din Sfânta Scriptură, pe care am intitulat-o Când crezi că ești cineva. Când crezi că ești cineva. Am studiat împreună duminica trecută despre nașterea lui Moise. Moise s-a născut în niște vremuri foarte grele. Exploatarea egipteană era tot mai mare și creșterea populației evrești sub domnia lui Faraon a fost o creștere explozivă. Faraon s-a îngrijorat de creșterea numerică a poporului și a hotărât reducerea ă, acestui neam. În primul rând, printr-o muncă foarte grea, printr-o exploatare foarte cruntă, ca să moară cât mai mulți dintre evrei, și apoi prin controlul populației, omorând pe băieții evrei care se nășteau. Mama lui Moise Iochebed. A acționat prin credință în vremurile acestea foarte grele și nu l-a omorât pe copilul ei, nu l-a dat egiptenilor, ci, așa cum am văzut și în imaginile din film, l-a ascuns într-un coșuleț de papură pe malul râului și l-a pus-o pe sora lui Moi să se vegheze, să vadă ce se întâmplă cu copilașul acesta. Soluția lui Iocubed era o soluție a credinței omului în fața vicisitudinilor, în fața greutăților. Pe când soluția lui Dumnezeu în situația aceasta era alta. Moise ajunge fiul fiicei lui Faraon. Ca și fiul al fiicei lui Faraon, așa cum spune și faptele Apostolului capitolul 2, versetul 10, el a căpătat și a primit o educație deosebită, așa cum primeau toți copiii de oameni mari și în special cei care creșteau în casa lui Faraon. În primul rând, așa cum spuneam înainte, a avut niște părinți temători de Dumnezeu. Moise a fost crescut până la înțărcarea lui, spune Sfânta Scriptură, de către părinții lui, de către mama lui. În mod natural a avut calități de conducător, s-a născut cu calități speciale ca să conducă pe alții, și totuși, în ciuda acestor calități, peste calitățile născute se adaugă instruirea sau educația la care Moise este supus. Tutorii egipteni erau foarte buni și Moise a fost, dacă vreți, instruit în toată știința egipteană, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în medicină, în astronomie, chimie. Filozofie, literatură, legislație, în arta militară, a învățat strategie militară și și-a câștigat respectul uh, egiptenilor în mijlocul cărora el a trăit. Istoria spune că a participat pe la 30 de ani la o campanie militară împotriva Etiopiei, a Nubiei, cum se numea în timpul acela. Moise a avut nu numai școala militară, dacă vreți, dar și experiența unei campanii militare. Aș vrea să parcurgem câteva lucruri despre perioada aceasta din viața lui Moise, pe la 40 de ani, pentru că la 40 de ani el crede că este cineva și ar putea face ceva pentru poporul lui, că i-a sosit vremea. Cei mai mulți dintre noi, așa pe la 40 de ani, credem că suntem în vârful dealului, nu? A vieții noastre, suntem în plină capacitate a tuturor uh, forțelor intelectuale, fizice, morale, nu? Și aproape că credem că este timpul cel mai potrivit să facem ceva cu viața noastră, nu așa? Într-o zi, Moise uh, ajunge la acest punct de întoarcere a vieții lui. Hotărăște că așa nu se mai poate, trebuie să facă ceva cu viața lui. Vremea unei crize majore în care el trebuie să decide o schimbare majoră, să facă ceva semnificativ cu propria lui viață, o întorsătură majoră. Caută în moment de pornire a procesului de liberare neamului său. Spune Sfânta Scriptură că el a vizitat, a cunoscut exploatarea la care era supusă în nația lui, gruparea lui etnică, dacă vreți, simpatiza cu poporul său și hotărăște să facă ceva ca să pornească procesul acesta de eliberare a fraților, săi, a fraților lui. O zi în viața lui Moise când el crede că va face ceva care îi va schimba întreaga lui istorie și nu numai a lui, ci a neamului său la 40 de ani. Vrea să schimbe istoria. Cred că fiecare dintre noi, dacă ne-am gândit bine, există câteva puncte din acestea majore de întoarcere în viața noastră. Momente când am luat decizii care ne-au afectat pentru restul vieții noastre. Pe la 35 de ani am hotărât să vin în America. Și lucrul acesta mi-a schimbat întreaga mea istorie. Cred că același lucru s-a întâmplat și cu dumneavoastră. Dacă nu a luat această decizie, cine știe, aveam complet o altă viață, nu așa? Apoi am hotărât să mă mut din Chicago în Phoenix, Arizona. Iar o decizie foarte majoră care mi-a schimbat toată viața mea. Dacă rămâneam în Chicago, eram un alt om astăzi, nu e așa? Și un punct nodal a avut loc anul trecut în viața noastră, iată că suntem în nou, într-o nouă biserică, nu e așa? Gândiți-vă la viața dumneavoastră câteva dintre asemenea momente majore care v-au marcat definitiv. Foarte mulți dintre noi avem darul acesta că ne gândim oare ce s-ar fi întâmplat dacă, dacă n-am fi luat-o la stânga sau la dreapta la intersecția aia majoră, nu-i așa? Ascultați-mă la mine, este waste of time, este pierdere de vreme nu mai pierdeți vremea gândindu-vă ce ați fi fost. Este ca după un tornado, ca după o furtună. Faceți inventarul ce a rămas și faceți the best you can cu de restul vieții dumneavoastră. Dacă nu l-aș fi întâlnit pe ăsta, dacă n-aș fi întâlnit o pe altă, dacă nu mai puneți problema asta, nu? Zilele trecute discutam cu Rodica, am întâlnit o rudă de noastră așa mai îndepărtată și um, e mai în vârstă decât mine cu vreo 10 ani. Și mi-a povestit el ce fete formidabile i-au făcut lui curte și el lor, așa, și ce ar fi fost dacă ar fi luat-o paia sau ar fi luat-o paia altă, în ultima instanță începeam să am îngrijorări că nu este happy cu asta care o luase deja. Nu? Nu mai pierdeți vremea gândindu-vă la punctele astea nodale din viață, ce ar fi fost dacă, dacă Moise nu l-o mora pe egipteanul ăsta, nu? Ajungea faraon sau faraon ajungt sau cine știe ce ministru, ar fi fost o viață mai grozavă? Nu cred. Începeți să vedeți că în momentele acestea majore din viață, Dumnezeu a lucrat spre binele vostru și ceea ce suntem acum este că Dumnezeu ne-a călăuzit uneori în ciuda deciziilor noastre prostești, nu? Sau neinspirate, să fim ceea ce suntem astăzi și nu am fi ceea ce suntem astăzi dacă n-ar fi fost aceste puncte nodale ale vieții noastre. Aș vrea să uh, ne gândim că nu numai ceea ce hotărâm noi este foarte important, ci și timpul. Timpul când luăm o decizie majoră, este timpul acesta timpului Dumnezeu sau nu? Pentru că, așa cum vom vedea imediat, ideile lui Moise sunt grandioase, sunt superbe, numai că nu se potrivesc cu timpul lui Dumnezeu. Calendarul lui Moise nu se potrivește cu calendarul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Moise a văzut că frații lui sunt maltratați, că frații lui sunt exploatați în Egipt. În versetul 24 din același capitol spune așa: Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său. Gemetele lor, până și Dumnezeu a auzit cum gemă ăștia. Cu siguranță și Moise a fost informat de ceea ce se întâmplă cu poporul lui. Într-o zi, Moise renunță la rutina vieții sale. Cine știe care era rutina vieții lui uh, unui prinț egiptean? La ce oră să trezea asta? La 9, la 10, 11, 12? You never know. No? Uh, ce fă își făcea gimnastica de dimineață, participa la un uh, breakfast în acela uh, imperial, Cine știe ce avea ore de călărie, lecții de scrimă, cine știe ce, care era rutina unui prinț egiptean. Într-o zi însă să renunță la această rutină și să duce să vadă ce fac alții. Să duce să vadă ce fac alții. Noi avem în viața noastră o anumită rutină, nu așa? De dimineață până seară viața se, se desfășoară într-o anumită rutină și aproape nu știm ce fac alții. Cineva spune că mai ales noi care trăim în America suntem în mare pericol să nu știm ce se întâmplă cu alți oameni din lume. Știrile la televizor sunt numai despre America, nu e așa? Aproape că nu știm ce se întâmplă în altă lume. Una dintre revoltele mele foarte mari când am venit în America era că am început să nu mai știu nimic ce se întâmplă în lume. Când eram în România, de la Europa Liberă știam tot ce se întâmplă în toată lumea. Am venit în America, așa erau aveau cenzură, domnule. Nu ne spuneau nimic ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în, în alte parte din lume. Știți că mi-am cumpărat un radio să ascult Europa liberă în America? Pentru că eram, eram supărat că nu mai știam nimic despre restul lumii. Suntem așa de mulțumiți de noi înșine, începem să devenim preocupați numai de noi înșine și nu știm ce se întâmplă cu aia la alții. Lumea din jurul nostru e o lume săracă, e o lume în războaie, în lipsuri, îngrozitor. Și ar trebui să ieșim din rutina noastră să vedem ce se întâmplă cu restul ăla din lume. Cred că Moise a fost șocat să afle că, în timp ce el huzurește la palat, nu? Și are absolut tot ce îi trebuie, mama, propria lui mamă, Tai so fratele lui Aron, sora lui Maria. Cine știe alți frați care mai are Moise și nu știm despre ei, cu siguranță mai sunt și alții, suferă exploatare, mizerie, muncesc din greu, 12, 16, cine știe câte ore de dimineață când răsare soarele până când apune. Iese din rutină și vede ce se întâmplă cu ceilalți. În viața lui Moise are loc o mare schimbare observă suferințele altora. Își modifică această rutină să vadă exploatarea celorlalți. Este la 40 de ani, este la vârful dealului, nu? își caută semnificația vieții și dintr-o dată descoperă o mare suferință. Dintr-o dată descopere un necaz foarte mare în, în jurul lui. Cred că și Dumnezeu, într-un asemenea moment, îi sensibilizează inima lui Moise, îl călăuzește să vadă realitatea din jurul lui. Să știți că dacă Dumnezeu nu intervine să ne deschidă ochii, să vedem suferințele, să vedem necazurile, nu se întâmplă nimic ca cu noi. Cred că vă aduceți aminte de filmul acela care l-am văzut, Courageous, nu? Um, Polițiștii ăștia vedeau necazurile și suferințele în fiecare zi. Nu numai că le vedeau, dar dacă vă aduceți aminte, la conferințele lor de instruire, șeriful le-a spus că copiii care sunt crescuți în familii unde tata nu-și face datoria sau lipsește de acasă, majoritatea sunt deligvenți. Țineți minte treaba aia. Deci teoretic știa știau exact ce se întâmplă cu treaba asta. Când s-a întâmplat schimbarea în viața acestui polițist? Când ne-a murit fetița. Trebuie să vină o criză, trebuie să te cerceteze Dumnezeu într-un mod special, să-ți deschizi ochii și să vezi o problemă, să o vezi cu adevărat. Poți să te duci să vezi mizeria din România, ok? Ia aparatul, faci poze, ți se pare grozavă, artistică chiar, nu? Vezi oamenii și buruienile pe stradă cât gardul, nu? Te obișnuiești cu ele. Ca să te apuci să faci curățenie, ca să te apuci să ajuți pe sărac, ca să te apuci să vinzi casa și să te muți în grămada aceea de gunoi, cum am văzut filmul despre grămezele acelea de gunoi din jurul orașului, orașului, din România unde locuiesc mii de oameni, ok? Niște străini din Olanda, mi se pare, au venit, s-au mutat acolo împreună cu ei ca să-i ajute pe oamenii aceia. Noi mergem, facem poze, ne uităm pe YouTube și este great, nu? Why? Dar trebuie să aibă loc o cercetare divină să ți se schimbe inima și să vrei să faci ceva pentru suferința sau pentru necazul acela. Toată lumea vede, dar puțin oameni înțeleg. să începe să vadă ceea ce tiranii și uh, faraon nu vede. Iese afară din baxa aceea, din cutia aceea, își caută un scop și un rost al vieții lui vis-a-vis -vis de această suferință foarte mare. În al treilea rând, Moise decide să acționeze în propria lui putere. Hotărăște, trebuie să facă ceva. Nu se mai poate. Trebuie să facem ceva față de această suferință care există. Moise trece la acțiune. Și vreau să vă spun că întotdeauna suntem în pericol să facem o eroare majoră în viața noastră când luăm lucrurile în propriile noastre mâini. Când hotărâm. Că trebuie să facem ceva. Nu se mai poate, domnule, în biserică, asta. Trebuie să facem revoluție. Nu Nu se mai poate, domnule. Nu se mai poate. Trebuie să facem ceva. În momentul în care ai hotărât să, să iei în propriile tale mâini uh, lucrul ăsta, ești în situația să faci o eroare majoră a vieții tale. Pentru că, așa cum spuneam înainte, nu întotdeauna calendarul lui Dumnezeu se potrivește cu calendarul tău. Dacă este ceva mai neregulă în această lume, să știți că primul care știe și care îi pasă de această neregulă din lume este Dumnezeu. Dar Dumnezeu are timpul Lui când acționează să rezolve lucrul acesta și nu trebuie să-ți niciodată în propriile mâini uh, decizia să faci ceva. Activismul acesta nu știu dacă este prea grozav. Spune Sfânta Scriptură în... Uh, versetul 12, că Moise s-a uitat în toate părțile. Știa că ceea ce face nu este bine. Nu? S-a uitat în toate părțile. Când te uiți în toate părțile, ești interesat să vezi dacă te vede cineva sau nu. A văzut cum un egiptean îl bate pe un frate de-a lui, pe un evreu. Este foarte interesant expresia aceasta. L-a văzut că îl bate pe un frate, unul dintre frații lui. Unul dintre frații lui. În film era deja Aron. Acum, ăștia cu filmele au uh, imaginația lor. Dar este unul dintre frații lui. Acum, toți erau frații lui evrei, nu? Dar s-ar fi putut să fie chiar unul dintre frații lui apropiați. De Mois a fost așa de revoltat că l au omorât pe egipteanul acela. Mois știa că ceea ce face el nu e bine. S-a uitat în toate părțile. A hotărât să rezolve problema. A hotărât să treacă la acțiune este sătul de atâtea vorbe. Nu, el vrea să facă ceva. S-a uitat în toate părțile și spune Sfânta Scriptură că a știut că nu face bine pentru că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, nu era după voia lui Dumnezeu. A ucide nu era chemarea din partea lui Dumnezeu. Moi se gândește cam așa, eu sunt puternic, sunt fiul fice lui Faraon, am trecere, nu? am autoritate, sunt cineva, nu? Sunt apoi evreu, îmi pasă de evrei de, de ceilalți, am să fac ordine, am, am să acționez și am să fac ordine în situația asta. Îmi pot elibera propriul meu popor. Când faci ceea ce vrei tu, de obicei Dumnezeu te lasă singur. Te lasă să faci ceea ce vrei tu. Țineți minte din Vechiul Testament, rugăciunea aceea lui Balam, nu? Dumnezeu a zis, nu te duce, nu te duce. El a insistat, Doamne, ar vrea să mă. Nu, no, nu, no, dute, gal, Dumnezeu, un trusit zice, dute. Dacă tu neapărat vrei să eliberezi poporul ăsta, nu, dute, să vezi, dute încearcă. Că dacă eu te opresc, mă condamni, nu mă înțelegi, tu vrei să o iai înaintea mea, nu vrei să acționezi, du-te dă cu capul pentru că unii oameni nu învață numai dacă sufere. Moi se duce în propria lui putere. Când vrei să faci ceva, deci Dumnezeu te lasă să te duci singur. Moi se încearcă să facă un lucru bun, dar la un moment foarte nepotrivit. Nu așa? Este mișcat de nevoie. El vede o nevoie și acționează în virtutea acelei nevoi. Să știți că nevoile nu trebuie să ne dicteze nouă acțiunile. Foarte mulți oameni gândesc cam așa. Milioane de oameni mor fără Hristos în această lume. Trebuie să mergem să le vestim Evanghelia. Știți că este o motivație greșită? Nu de asta trebuie să te duci să vestești Evanghelia. Știți ști care este? Pentru că Domnul Iisus Hristos a poruncit mergeți și vestiți Evanghelia până la marginea Pământului. Din pricina asta. Nu din pricina acelei nevoi. Dar oamenii în loc să pună porunca Domnului, să pună cuvântul lui Dumnezeu, trimiterea Domnului, pun nevoile oamenilor. Și atunci, aceste nevoi încep să fie basculate peste noi, nu-i așa? Vai cât săraci, câți orfani sunt în România, poze cu orfani și așa mai departe, toată lumea, hai să facem ceva pentru orfani. Știți că este o motivație greșită? Nu nevoia acelor orfani trebuie să ne pună pe nouă pe, la dărnicie, ci porunca Domnului Iisus Hristos de a avea grijă de orfani și de văduvă. Mutăm focusul de pe Domnul, pe nevoia pe care noi o vedem și pe care noi o interpretăm. Și nu întotdeauna interpretarea acelei nevoi sau modul în care noi o vedem este modul corect de a o vedea. Apoi, Moise vrea să facă, deci, un lucru bun, dar este la un moment nepotrivit. Un moment nepotrivit. Nu întotdeauna momentele noastre când vrem să acționăm sunt, niște mom sunt, momentele pe care le vrea Dumnezeu. Moi se pune accent aici pe activism. Trebuie făcut ceva. Nu știu dacă trebuie. Știți ce trebuie făcut? Trebuie să ne rugăm. Ăsta trebuie. Foarte mulți dintre noi suntem într-o dilemă foarte serioasă. Pentru că, pe de o parte, sunt creștini care spun trebuie să ne rugăm, numai să ne rugăm Domnului și nu mai fac nimic pe urmă. Sau alții spun domnule, lasă că prea mult ne rugăm, mai să facem ceva. Întotdeauna rugăciunea și activismul nostru trebuie să stea într-un echilibru. În momentul în care se dezechilibrează balanța asta, ori devenim niște mistici care numai rugăciune și nu mai facem absolut nimica nu? ca și călugării, ne izolăm undeva de lume sau nu mai căutăm fața Domnului și ne apucăm de activism și atunci suntem uh, niște instrumente de a revoluționa lumea nu? Uh, acest activism misionar uh, contemporan mergem în Africa să învățăm pe ea cum să se spele să învățăm igienă, să învățăm să construiască, să învățăm fain. Dar nu știu dacă ăsta era, este nevoia cea mai grozavă a Africii, nu-i așa? Trebuie să ținem în echilibru întotdeauna părtășia cu Domnul, rugăciunea, dar și activismul în același timp. Rezultatul este că în urma acțiunii activismului lui Moise, e un cadavru în nisip. Nu mă vede nimeni, știți că nisipul întotdeauna este un mormânt superficial, vine vântul și degetele ies afară. Ies degetele afară din, din nisip a mortului. Da? Întotdeauna rămân urme. Nu există crimă perfectă, nici măcar în viața lui Moise, nu așa? Când în îngrope cineva nisip, ies degetele afară sau nasul din nisip, foarte curând a cadavrului. Moise se sperie și um, crima lui este desconspirată. Ideile lui bune uh, nu se termină bine. Mai anii trecuți, cred că ați văzut întâmplarea asta pentru că s-a prezentat la televizor, l-a chemat Larry Walters. Avea 33 de ani. Și într-o zi, i-a venit o idee. A vrut să vadă orașul lui de la înălțime. Cum arată orașul lui de la înălțime? S-au dus la un magazin de acest, acesta care vinde supply de la militari, de la armată, și a cumpărat cinci baloane de alea meteorologice. Cinci baloane. Le-a umflat cu heliu, le-a legat, le le legat, de un scaun în acela de plajă, așa, fain, și a pus șase canuri de bere, un sandwich un radio să afle ce mai zice lumea și o pușcă cu alice. Că și-a zis el, dacă merge prea sus, îmi pușcă un balon și vine înapoi. Se gândea el că toate lucrurile să meargă așa la vreo sută de fiți, așa deasupra orașului, să plimbă omul puțin, mai bea o bere, mănâncă un sandwich și trage un glonț și coboară înapoi totul. Când a ajuns însă la 16.000 de fiți, în plin trafic aerian, nu? oamenii de pe, din avioane au văzut la fereastră că lângă ei era un scaun de la de plajă <laughs> și, și un tibia bere. <laughs> A fost o alertă totală în, în, America, avioane de vânătoare, ce știu încă nu s-a mai văzut așa ceva, l-au coborât pe ăsta cu mare greu înapoi, nu? Și acum uh, au venit reporterii de la televiziune și întrebat, man, de ce ai făcut chestia asta? Și ascultați răspunsul: de ce nu puteam să stau fără să fac nimic? <laughs> nu? nu. Nu puteam să stau să nu fac ceva. nu? om avea nevoie să facă ceva. Nu? Uh, foarte des în viața noastră ne apucăm să facem câte ceva. Nu? Și nu ne gândim exact la consecințele faptelor noastre și ajungem, așa ca și omul ăsta, în centru atenției tuturora. Bineînțeles că după această întâmplare în viața lui Moise, după ce a doua zi, a doua zi când Moise face socotelele de acasă acum, să vadă ce se întâmplă, descopere cu uimire că el a crezut că face ceea ce trebuie, nu? A făcut ceea ce e bine, a omorât pe răul ăla de egiptean, nu? Și asta o să inspire neamul lui să se întoarcă spre el și el o să de ajungă beruitorul și eliberatorul neamului său, nu? Omori un egiptean și eliberezi o națiune de două milioane de oameni, nu? Interesant raționament. Moi s-a crezut că poporul se va aduna acum în jurul lui. Toți o să zică, wow, na, uite, din ăsta ne trebuie nouă unul care omoară egiptenii și ne eliberează. Eram în Sacramento și în Sacramento există un român din Bihor, foarte și fratele Mihăiță. Când s-a terminat serviciul, sta cu el și cu soția lui în parking de vorbă, zice, mă, tu ai așa vreo boală, suferi de ceva? Zic, nu, sunt sănătos. Bine, nu. Zic, slavă Domnului. Ce mă muiere, unul de ăsta ne trebuie nou la fermă. <laughs> <laughs> yeah. Unul de ăsta ne trebuie. Nu suferă de nimic. Super, nu? Um, raționamentul nostru <laughs> în fața, în fața problemelor, nu? Moise crede că acum el este sănătos, este fiul fice lui Faraon, l-au omorât pe egiptean, toată lumea o să fie foarte impresionată de treaba asta și a doua zi dimineață toată lumea se va aduna în jurul lui și o să-l pună prințul evreilor, eliberatorul din Egipt. Dar nu, lucrurile nu stau exact așa cum crede Moise. Nisipul își spune secretele, deja a doua zi nu este ce și-a imaginat Moise, a doua zi conspirația s-a auzit, toată lumea știe că ăsta a omorât un egiptean și l-a îngropat în nisip. Nu este primit așa cum el crede, pentru că motivațiile sale sunt motivațiile firii pământești. Cred că noaptea aceea la palat se gândește, mâine voi duce și voi începe procesul acesta de eliberare a poporului și a doua zi însă oamenii îl salută într-un mod foarte deosebit. Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? No, cred că la asta Moise nu se aștepta absolut deloc să audă. Și de la cine? De la frații lui. Ai venit să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egiptean? By the way, cine te-a pus pe tine eliberatorul nostru? Cine te-a pus pe tine judecător aici? Este îngrozitor să auzi asemenea frază, nu-i așa? Dintr-o dată, toate planurile mărețe, glorioase, pe care Moise le are în minte, se prăbușesc ca un castel de nisip. <laughs> okay. Neamul lui nu-l vrea, nu-l acceptă. Pe partea cealaltă, Faraon îl caută să omoare, pentru că este un criminal, a omorât un egiptean, a omorât unul dintre soldații sau din, din garda uh, lui, lui Faraon. Uh, situația lui Moise este absolut disperată și nu este altceva decât să, să, fugă, să evadeze. Moise fuge acum de frică și din pricina acestui eșec. Nu e așa că mintea noastră ne înșeală așa de ușor. Ieri totul părea foarte clar, foarte limpede, nu? știe ce are de făcut, îl omoare pe egiptean, a doua zi se duce, încolonează și scoate afară din Egipt. Wow! A doua zi nu e decât confuzie, dureri de cap, frică, spaimă din toate părțile. Totul s-a ruinat după o singură zi. Mintea noastră ne joacă feste. Astăzi putem raționa foarte clar, avem o idee, ideea e strălucitoare, ca întotdeauna, nu-i așa, toate ideile strălucitoare, până le punem în practică, nu așa? Știți că atunci când avem idei din asta strălucitoare și avem și o ambiție mare, de obicei combinația este cu puțină înțelepciune, ambiție mare, puțină înțelepciune, ambiție mare, puțină umilință, ambiție mare, Puțin discernământ, ambiție mare, puțină călăuzire divină. Și dacă este și puțină experiență, este absolut o, ex o combinație explozivă. Știți că foarte ușor putem să ajungem să fim controlați de propria noastră minte și de firea noastră pământească, ca și creștini. Începe să citim rar Scriptura ne rugăm și mai rar, la biserică venim din când în când. Și dintr-o dată, nu, mai ne, nu ne mai călăuzește Duhul lui Dumnezeu, mintea noastră începe să fie foarte firească și umană și începe să gândim foarte diferit de cât gândește Dumnezeu. Rezumeul acesta lui Moise este teribil are ambiție mari, dar puține experiență. Firea pământească, alimentată probabil la curtea lui Faraon, îl face să raționeze și să gândească foarte, foarte diferit. Are nevoie de alte școli. Are nevoie de alte școli. Are nevoie de o școală a pustiului. Trebuie să meargă la college. Desert College. Desert University. Universitatea Postiului trebuie să meargă la școală. Și Dumnezeu are nevoie de încă 40 de ani să scoată ce a învățat în primii 40 de ani din el, ca să poate fi într-adevăr de folos. Acum, la 40 de ani, zice, Doamne, aici sunt pregătit bine, am școli, am tot ce trebuie, sunt eliberatorul. Și Domnul zice, am sorry. Vrei să... Uite ce, uite ce faci tu, dacă te las de capul tău, uite, uite ce, unde ajungi. Trebuie să mergem la altă școală, Moise, și îmi trebuie încă 40 de ani să scot din tine tot ceea ce au pus egiptenii. La sfârșit, după ce termină școala la 80 de ani, zice, domnul, acum ești bun, du-te. Și el spune, doamne, acum nu-ți mai bun de nimic, acum nu mai știu nimic. Și domnul spune, nu, tocmai asta voiam să aud, Că dacă știi ceva, mă încurci. Îmi <laughs> încurci planurile. Dacă poți ceva, atunci faci ceea ce nu vreau eu să faci. Am nevoie de cineva care nu știe și nu poate, dar care ascultă. Școala postiului urmează în viața lui Moise. Rezultatele acestui activism al lui Moise, când crede că este cineva, sunt teribile. Acționat în resursele lui proprii, și rezultatele sunt astea. Ucidere și tăinuire. Omoară un egiptean și îl ascunde nisip. Este respins de propriul lui popor și de către faraon și este într-o totală confuzie. Eșec și evadare. Astea sunt rezultatele când acționăm în resursele noastre proprii. Atunci, în ziua când spune, asta nu se mai poate. O singură soluție, o altă revoluție, Wow, sigur. Doi. Și vei avea exact aceeași soluție. Vei găsi exact acele rezultate. Crimă, tainuire, minciună, respingere, confuzie, eșec, evadare. Asta sunt rezultatele când credem că suntem cineva în are not. Domnul spune în. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 33, versetele 10 și 11 și aș vrea să vă dau aceste, verset, aceste versete. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar, sfaturile Domnului denuiesc, dar sfatul Domnului denuiesc pe vecie și planurile inimilor lui din neam în neam. Aici aș vrea să spunem în concluzie câteva lucruri foarte importante. Ca să avem succes în viață, nu este suficient numai activismul nostru, avem nevoie de favoarea Domnului. E nevoie să faci ceva, dar trebuie să faci la timpul potrivit. Pentru că dacă acționezi în timpul tău și nu în timpul Domnului, toate eforturile tale, toată investiția ta în acțiunea respectivă se poate solda cu un mare eșec. Pentru că în ultimă instanță, ce contează în toate aceste lucruri este relația mea cu Hristos, relația mea cu Dumnezeu. Dacă s ar fi investit mai mult în relația lui cu Dumnezeu, decât în relația lui cu poporul lui Dumnezeu, lucrurile ar fi fost foarte diferite. Observați, după ce Moise prea conducerea și îl, scot pe, îl scoate pe poporul Israel din Egipt, Moise investește enorm de mult în relația lui cu Dumnezeu, pentru că își dă seama cu cât el mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai eficient este mâna Domnului pentru binele neamului său. Dar pentru asta trebuie să te duci la școala uh, postiului, la Desert University. Când Dumnezeu este în ceea ce faci, atunci lucrurile parcă curg de la sine, merg, merg de la sine, merg foarte ușor. N-ați avut impresia în lunile astea, când noi am început această biserică, că am, am participat la un asemenea eveniment, parcă lucrurile mergeau de la sine, curgeau de la sine. Veneau absolut fără să facem parcă niciun efort. Când Dumnezeu nu este în ceea ce faci tu, atunci te forțezi, atunci te obosești, atunci ești extenuat, atunci muncești enorm, pentru că lupți de unul singur. Când Dumnezeu este în ceea ce faci, lucrurile merg de la sine, merg ușor, smooth. Dar ce este minunat este că Dumnezeu folosește eșecurile noastre pentru a ne apropia mai mult de El. Ceea ce s-a întâmplat în viața lui Moise este exact acest lucru. Eșecul lui l-a făcut să fugă departe de Faraon și să fie mai aproape de Domnul. Și într-o zi a fost așa de aproape de Domnul că Domnul i-a vorbit gură de la gură. Aici ar vrea să mai spun un lucru care cred eu că este foarte important și poate învățăm ceva din el. Iată ce spunea cineva și lucrul ăsta mi-a plăcut de enorm de mult. O viață consumată făcând greșeli, încă o dată, o viață consumată făcând greșeli, este nu doar mai onorabilă, dar este mai folositoare decât o viață cheltuită nefăcând nimic. Ok? Mai bine să faci greșel decât să nu faci nimic. Haideți să revenim la ăla cu scaunul și cu baloanele. A fost o decizie tâmpită, prostească, riscantă. Dar cred că pentru restul vieții sale a fost una dintre experiențele uimitoare. A văzut orașul foarte, foarte de sus. <laughs> okay. A ajuns în centru unei națiuni întregi. Și cred că a vorbit toată lumea despre el. Uite că un pastor predică despre el. Și cred că la bătrânețe, dacă l-ar fi întrebat cineva, în mod precis, n-ar mai face pentru nimic în lume ceea ce a făcut. Dar cred că ar spune, a fost una dintre cele mai extraordinare evenimente din viața mea. Nu-i așa? Pentru că a scăpat cu viața. Cert este că o greșeală, o eroare în judecată ne aduce la nouă experiență. Poate să fie foarte dureroasă, dar decât să stai pe cauci și să deveni, devii cauci potato, mai bine scoală și fă o gafă, decât să nu faci nimic. Că după gafa aia s-ar putea să înveți ceva, s-ar putea să te schimbe, s-ar putea să să fie altceva decât să stai și să zaci. Greșelile pot să fie convertite în, lucrurile, în lucruri folositoare. Dumnezeu folosește greșelile și eșecurile noastre pentru a ne apropia mai mult de El. Cred că putem trage o concluzie, unul dintre versetele care ar putea însuma cel mai bine viața aceasta lui Moise, îl găsim în Ioan capitolul 15, versetul 5. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Când crezi că ești cineva, când te simți cu mandat să rezolvi istoria, s-ar putea să lași cadavre în nisip, să fii întrebat cine te-a pus pe tine judecător aici peste noi, s-ar putea ca cei pe care vrei să-i salvezi să se toarcă împotriva ta și să scape de tine, s-ar putea să faci ce a făcut Moise, să fugi. Când crezi că ești cineva despărțit de Domnul, nu poți să faci nimic. Este lecția pe care cred că în dimineața aceasta vrea Domnul să o învățăm fiecare dintre noi. Numai Domnul și împreună cu El putem să facem lucruri mari pentru împărăția Lui. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului.